Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și astăzi este momentul pentru un nou unboxing ProfiArt. Ce vreau să vă prezint sunt niște palete de mixare. Sunt de plastic. E una în format floare și una dreptunghiulară. Eu le-am achiziționat pentru acuarele. Vreau să testez, să văd ce format mi se potrivește mai bine. Sincer să fiu, căutam palete de ceramică albă, dar nu aveau pe stoc. E un fapt cunoscut că cel mai bine acuarela se mixează pe ceramică, iar albul ajută să vezi cât mai clar culoarea cu care vei lucra. Am tot căutat și în alte magazine care nu sunt de profil, de exemplu vase, da, pentru mâncare japoneză, acele vase de sosuri, n-am găsit să fie complet albe, erau cu tot felul de modele, de exemplu în Jumbo. Am căutat la Pepco, am căutat, da? Și mi-aș fi dorit mult să găsesc, dar cum vă ziceam, erau cu tot felul de modele și așa că am hotărât să achiziționez de pe ProfiArt. Bineînțeles, partea bună la cele de plastic este prețul, care este foarte accesibil, adică e undeva în jur de 10 lei, sub 10 lei o paletă. Pe când cele de ceramică pot să ajungă și până în 100 de lei. Deci mult mai ieftine cele de plastic. Și am mai luat încă o paletă de acuarele. Unde poți pune acuarelele cumpărate la tub și să-ți creezi propria ta paletă personalizată. Poți să o folosești și la pictat, în sensul care acest orificiu unde poți introduce, adică pentru asta efectiv este făcut, să introduci degetul, să o ții mai bine, să nu o scapi din mână, și are și aceste zone de mixat culoarea. Am deja câteva culori cumpărate la tub, dar sunt în paleta mea Daniel Smith. Mă tentează în viitor să încerc și alte culori, da? De la alte firme, și atunci am zis să am o paletă disponibilă pentru culori la tub. Și, cum vă ziceam, partea frumoasă este că îți poți crea propria ta combinație de culori în propria ta paletă personalizată în funcție de culorile pe care îți place să le folosești. Îți recomand să faci acest lucru după ce ai făcut câteva experimente, câteva încercări, da, ca să ajungi să cunoști, să te cunoști și pe tine până la urmă. Deci nu ți-aș recomanda, de exemplu, astăzi să te pui să cumperi 30 de culori la tub și o paletă, pentru că s-ar putea să descoperi în timp că nu îți plac neapărat toate culorile pe care le-ai achiziționat. Da, e un lucru pe care o să-l descoperi în timp. Plus, valoarea poate să fie exorbitantă, să ajungi la niște prețuri, da, un preț total care să te dea pe spate. Și dacă mai și descoperi după aceea că nu-ți place paleta pe care ai obținut-o, e puțin dezamăgitor. Ce-am mai văzut pe YouTube? Sunt artiști care își creează palete speciale, combinații speciale de culori, de exemplu, pentru a pleca în concediu. Da? Știi că vei pleca în Italia, ai de gând în concediu să pictezi în acuarelă peisajele din Italia și atunci poți să stai să te gândești cam de ce culori ai avea nevoie. Dar iarăși, asta poți să faci după ce ai un timp de exersat cu acuarelele și, cum îți ziceam, să te cunoști pe tine, să știi exact ce preferințe ai. După aceea am mai văzut la o artistă
la fiecare anotimp își creează o altă paletă. O paletă de primăvară, o paletă de vară, o paletă de toamnă, respectiv de iarnă, da, culori cu care să lucrezi, eu știu, 3 luni pe an și să se preteze la lucrări pe care le faci în anotimpul respectiv. Bineînțeles, e vorba de artiști care fac lucrul acesta de ani de zile și în timp au reușit să-și dezvolte niște colecții de sute de culori de la mai multe firme diferite, de exemplu Daniel Smith, Winsor & Newton, Core, da? Da Vinci și așa mai departe. E puțin exagerat pentru mine, dar am zis de ce nu să o am la îndemână, nu se știe niciodată. Și sincer nu știu de când există pe ProfiArt această paletă, dar eu până am căutat-o pe site-ul lor, n-am văzut-o decât pe Amazon, pe alte site-uri cu magazine de profil din România, până la ei nu am găsit-o și am zis să profit de această oportunitate. Intrați pe ProfiArt să vedeți ce au acolo, dacă urmează să faceți cumpărături în viitorul apropiat. Magazinul meu preferat din unboxing-urile făcute până acum, poate v-ați dat seama, este Complex Art. E un magazin din Timișoara, unde au toate produsele de bază pentru arte plastice și la prețuri extraordinar de mici. În schimb, lucruri mai de nișă nu găsiți, nu prea se găsește. Acum depinde ce cauți. Da? Cu cât te specializezi mai mult într-un anumit domeniu, nu mai găsești acolo chiar tot ce îți dorești. Eu vă povestesc experiența mea și atunci am încercat să caut în altă parte. La Profiar găsești, doar că produsele de bază pe care obișnuiam să le iau de la Complex Art sunt mai scumpe decât la Complex Art. Da? Deci fiecare magazin în parte are o anumită nișă de piață, atunci trebuie să cauți puțin să vezi exact da, ce ți se potrivește. Pe de altă parte, nici nu cred că ar putea un magazin de artă plastică să aibă absolut toate produsele din lume și da, în stocuri suficiente pentru clienți, pentru că vă dați seama ce fel de investiții în stocuri ar însemna, ar trebui să-și blocheze niște sume enorme ca să ne facă nouă pe plac. Și atunci, eu zic că e un lucru îmbucurător că măcar fiecare magazin online din România și-a găsit o nișă de piață și se specializează în ceva anume. De exemplu, pe Pictoshop îmi plac acoarelele Daniel Smith și pensulele Skoda, pe care mă bucur foarte mult că au reușit să le aducă în România. Da? Deci fiecare magazin are ceva special lui și atunci vă încurajez să nu vă lăsați să căutați cât puteți, pentru că, uite-te, e un semn bun că și la noi în țară au început să apară lucruri de calitate, da? De vârf de gamă. Și nu trebuie să cauți tot în străinătate, mai ales în această perioadă în care e foarte complicat să cumperi de pe site-uri din străinătate. Livrările sunt anulate sau întârziate foarte mult datorită faptului că nu se expediază peste hotare în unele țări, da? Și atunci e bine că avem oportunitatea să găsim și la noi în țară ceea ce căutăm. Sper că ați găsit interesante aceste informații. Lăsați un like dacă v-a plăcut videoclipul, subscrieți la canal dacă n-ați făcut-o până acum și stați aproape să vedeți ce mai urmează. O zi frumoasă vă doresc!